O mare de oameni a fost în fața scenei, iar artiștii au făcut întreaga mulțime să vibreze. Gods of Rock, o trupă formată din muzicieni rock de renume, a fost cap de afiș în prima seară de festival. Indiferent de vârstă, oamenii s-au distrat, au cântat și au dansat. Am venit la unul care cântă What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Îți place ție această trupă? Eu ascult cu mama mașină și îmi place foarte mult muzica. Și în seara asta, cum e atmosfera? Foarte tare, îmi place foarte tare, dansez cu mama, mă distrez. Am fost și anul trecut, a fost frumos și am zis că trebuie să vin și anul ăsta. Super, ne așteptăm să fie mai mișto. Anul trecut ați fost? Nu am fost, dar am auzit de la prieteni că a fost super și acum am venit în gașcă. Tiesto, Enrique, o să îi așteptăm cu mare drag. Ați fost și anul trecut? Da, am fost și anul trecut. Și a fost la fel de frumos. Am fost și anul trecut, mi-a plăcut foarte mult, sperăm că și anul ăsta e la fel. Am venit din Alba Iulia până aici pentru festival. Artiștii au fost încântați de felul în care au fost primiți de public și spun că vor reveni la Craiova de fiecare dată când vor fi invitați. Great crowd. Un public extraordinar, ne-a plăcut foarte mult orașul. Ieri am ieșit și ne-am plimbat, mai ales în centrul vechi. Am mâncat înghețată și am savurat o cafea. Excelent ne-am simțit. Craiova este un oraș extraordinar. I know, Poli, luptă pentru noi. Hey, Timișoara. Yes. Now we've been here many times. Am fost în România de multe ori și am foarte mulți prieteni aici. Îmi place muzica românească tradițională. Este a cincea oară când vin la Craiova. Sunt un dirijor versatil care pot susține atât spectacole de operă, orchestră simfonică, operetă, muzică de teatru și iată, acum rock. Yeah. Am avut emoții foarte, foarte mari pentru că Am avut un concert de lungă durată, cumva, și asta necesită foarte multă energie și mai ales că am deschis festivalul, cumva vedeam cum se adună oamenii și veneau și când vezi că vin oameni pe un stadion, adică nu e o scenă micuță sau așa, te emoționezi. La ediția de anul acesta, organizatorii au amenajat o scenă și în Polivalenta din Bănie, unde au mixat cei mai în vogă DJ ai momentului. E atmosfera cum e genială, superbă! Foarte mă distrez și eu și vara mea. Acum stăm puțin că ne-am acum la picioarele, dar până acum a fost superb. Îmi plac foarte tare artiștii. Sunt muzică actuală, ceva ce n-a mai fost până acum la noi. Ne simțim foarte bine, îl ascultăm pe Ian. Distracția continuă la Craiova până duminică, iar printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Enrique Iglesias, Mahmut Orhan, DJ Tiesto sau Alex Ferrari.